1346 de îmbolnăviri noi în țara noastră în ultimele 24 de ore. 24.383 de teste, similar practic cu ceea ce s-a întâmplat în cursul pentru raportarea trecută. Sabrina Preda alături de mine. Vorbeam și ieri despre linia asta pe care suntem deocamdată. Nu? Suntem pe un platou în acest moment. Ne-am poziționat, Maria, la 1300-1400 de cazuri în acest moment și deși vorbim de un număr mare de teste pentru România, vorbim în același timp și de un număr mare de teste făcute la cerere, 10.561. Aproape jumătate. Da. Vom vedea ce se va întâmpla însă din toamnă, când românii nu se vor mai testa atât de mult, pentru că vedem că statul face până la urmă doar 14.000 de teste pe zi, deși știm că posibilitatea țării pe teritoriul României, așa cum a declarat Ministrul Sănătății în nenumărate rânduri, este chiar, poate ajunge chiar până la 35.000 de teste. Vorbim în continuare de 48 de decese care s-au confirmat în ultimele 24 de ore ale persoanelor purtătoare de COVID-19. 46 dintre decesele înregistrate erau ale unor pacienți care aveau și alte probleme de sănătate, celelalte două persoane nu aveau alte probleme de sănătate și în continuare numărul crescut de pacienți pe secție de anestezie și terapie intensivă, 489 de pacienți în acest moment pe terapie intensivă. Probabil și toți specialiștii de asta se tem cel mai tare, ca acest număr pe secție de terapie intensivă să nu crească, să rămână aici, pentru că știm că în acest moment, pentru pacienții de COVID, pe tot teritoriul României, sunt undeva la 1000 de paturi. Mulțumesc foarte mult!